Bună seara, dragi prieteni! Revenim astăzi cu ultimul episod din seria Războiul din Afganistan, în care vom discuta despre sindromul afgan și viața combatanților de după război, reintegrarea acestora în cadrul societății și lecțiile care ei le-au învățat în urma acestui conflict dureros. În episodul trecut am făcut o mică incursiune în acest conflict sângeros sub care o formă sau alta mai durează și până în ziua de astăzi. Am văzut cum a fost și cum s-a reflectat acesta în ochii participanților, a celor care au fost nemijlocit pe teren, care au luptat cu mujahedinii, au fost la un pas de moarte de gloanțe sau secetă, ori cu greu s-au adaptat la clima instabilă a țării. Memoria acestui război este menținută și până în ziua de astăzi, în mare parte datorită faptului că încă mai există în viață mulți combatanți care pot relata adevărul despre ceea ce a fost. Adevăr care este mai mult sau mai puțin prezent în cărțile de istorie și pe ecranele televizoarelor. În continuare, o mică introducere în cadrul acestui episod va fi făcută de domnul profesor Ion Valer Xenofontov. Cea de-a treia prezentare a lui Cristian Bolotnikov, sindromul afgan, se înscrie în dimensiunea unei cercetări interdisciplinare care vine și din perimetrul psihologiei, antropologiei, istoriei, conflictologiei, relațiilor internaționale. Este cunoscut acest sindrom al eternului combatant. Este specific tuturor participanților la tensiuni militare din toate epocile istorice. Și în cazul de față, el, bine spuneți, s-a afectat și aspectul somatic, psihologic al foștilor participanți la războiul din Afganistan. Am mai marcat în lucrările mele mai multe elemente ale acestui sindrom afgan. Cristi Bolotnikov o să descifreze și în nota lui specifică le va individualiza. Vreau să spun că sunt cercetări care se realizează și pe baza cercetătorilor care au studiat evenimente traumatice. De exemplu, în contextul proiectului coordonat de profesorul Petrenko cu deportările, cercetătorii care au luat interviu de la cei deportați au fost chestionați și au fost analizate efectele psihologice a lor de către un psiholog. Deci nu doar combatanții au suferit din urma acestui pagel militar, dar și noi cei care am audiat la fel am fost afectați. În ziua de astăzi, acest sindrom poate fi numit și tulburarea de stres post-traumatic, care reprezintă o tulburare de anxietate pe care militarii o dezvoltă după expunerea la unul sau mai multe evenimente traumatice experimentate în misiunile de apărare, care deseori depășesc capacitatea oamenilor de a le face față și care presupun în același timp retrăirea unor sentimente de frică intensă și neajutorare. Veteranul Sergei Scripnik, care a efectuat stagiul militar între anii 1979-1983, susține că, citez, luptele militare pot trece, iar la oameni rămân în memorie evenimentele la nivel de subconștient. Am încheiat citatul. În viziunea acestuia, sindromul respectiv s-a manifestat odată cu descompunerea Uniunii Sovietice, mai ales prin pierderea locurilor de muncă. Totuși, sunt și unii care neagă existența acestui sindrom sau cel puțin nu consideră că ar fi un sindrom specific combatanților din Afganistan. Veteranul Svetlicinei Evgenie, care a făcut stagiul militar între anii 1979-1982, susține că acest sindrom nu ar exista, întrucât el a trecut o școală militară foarte puternică. Acesta însă recunoaște că într-adevăr are vise în care, citez, simt că mă urc în munți cu tot balastul de rigoare, iar în partea opusă cineva în pușcă și văd cum gloanțele cad la picioarele mele. Am încheiat citatul. Potrivit lui Svetlicinei, fiecare militar al armatei sovietice din Afganistan cunoștea cu 3-4 luni înainte de unde îi vor veni înlocuitorii și unde va fi detașat, adică funcția și locul. În cazul de față, veteranul Evgeni a fost demobilizat pe motiv de boală, fiind rănit și transferat din Afganistan în districtul Odessa. Mulți dintre cei întorși acasă au beneficiat pentru o scurtă perioadă de timp de atenția autorităților care le-au oferit o serie de privilegii oficiale, dar care nu au fost tot timpul respectate de autoritățile de la toate nivelurile.
În cazul combatantului Sirlicinui, situația a fost mai legeră, acesta întorcându-se viu, având familie, casă, trei ordine și prieteni. El își amintește că, citez, eram solicitat în societate, stimat și energic, plin de forță, în măsura posibilităților, deoarece eram încă după răni. Un alt veteran, Trofeev Anatol, care a luptat între anii 1979-1981, susține că s-a acomodat cu greu la început. Seara era momentul emoțiilor și stresului, chiar și în cele mai neașteptate și banale situații. Acesta își amintește la rândul său că, citez, odată mi s-a defectat mașina într-o localitate înconjurată cu vii și parcă mi era un pic de frică. A fost așa o reacție. Vreo lună, două, așa pe urmă, totul a fost normal. Am încheiat citatul. Viața în armată totuși te maturizează și te disciplinează. Aceasta fiind opinia veteranului Tomița Victor, care a luptat între anii 1985-1987, adică în perioada de vârf a războiului, când raportul de forțe dintre trupele sovietice și mujahedin a fost dezechilibrat de apariția rachetelor Stinger, care au devenit un serios pericol pentru aviația sovietică. Acesta spune că te simți după armată mai altfel. Erau totuși schimbări mari în privința aceasta după armată. Altfel te simțeai, erai mai îmbărbătat și de acum te socoteai mai matur. Singur îți spălai, singur îți făceai de mâncare, singur te îngrijeai de toate. Mâncare când trebuia, singur făceai, erai mai pregătit. Mai trăgeam nădejde că voi mai avea ceva de lucru, dar cu aceste promisiuni am rămas și în ziua de azi. Am încheiat citatul. Șocul provocat de moartea a prietenilor și celor mai apropiați era unul foarte puternic. A simțit-o și Lungu Vasile, care a luptat între anii 1979-1981 și care afirmă că, citez, la mine s-a închis inima. În timpul acesta, peste un an de zile l-au adus pe prietenul meu, Vitea Tatarul, mort. Oamenii au înțeles ce e acest Afganistan. Două luni nu am vorbit deloc, am încheiat citatul. Nu toți au fost respectați, nu toți veteranii au avut parte de un tratament egal. Iar aici a fost și cazul lui Sergiu Pleșu, luptător între anii 1984-1990, care afirmă că, citez, atunci când am revenit în Uniune și au început să ne ponegrească, se simțea o neglijență. Am încheiat citatul, cunoscută mai ales după cinica frază, nu noi v-am trimis acolo. Mărturia sa este susținută și de Ajder Petru, care susține că ni s-a promis multe privilegii, pe de o parte au fost, dar mai pe urmă s-au uitat. Pe urmă, încă de pe atunci nu ne spuneau că nu ei ne-au trimis acolo. Lecțiile acestui conflict, început în secolul 20 și prezent mereu pe agenda politică internațională în continuare, trebuie să fie învățate. Cea mai importantă este însă aceea care spune că politicienii trebuie să fie responsabili, să înțeleagă că ei iau decizii care pot schimba radical soarta și viața a zeci de mii sau poate chiar milioane și miliarde de oameni. Fostul ofițer Skripnik susține că pentru el cea mai mare bucurie este atunci când părinții spun mulțumesc, copiii mei sunt vii. El susține că aceasta pentru mine este o mare onoare, nu premiile și ordinele. Veteranul Svetlicinei Evgenie de asemenea susține că cea mai importantă lecție înțeleasă din războiul din Afganistan este că, citez, cu cât mai multe erori comit politicienii, cu atât mai multe ordine sunt pe pieptul ostașului și mai multe cruci în cimitire. Numărul de ordine nu reflectă doar vitejia noastră, ci și greșelile politicienilor. Am încheiat citatul. Conform celor mai recente date, care sunt din iulie 2010, oferite de Uniunea Veteranilor din Afganistan, din Republica Moldova au participat în războiul din Afganistan peste 12.000 de combatanți, dintre care 301 au decedat, 4 au dispărut și 700 au rămas invalizi. Memoria celor care au decedat în Afganistan este păstrată an de an, fiind organizate o serie de manifestații cu această ocazie în ziua de 15 februarie, ziua în care s-au retras și ultimele unități ale armatei sovietice. Tot în Chișinău există și un parc dedicat celor care au luptat în Afganistan, acesta fiind în sectorul Rășcani al capitalei și portând denumirea generică de Parcul Afgan. Dragi prieteni, cu acest episod se încheie și seria Războiul din Afganistan, realizată în colaborare cu domnul profesor Ion Valer Xenofontov de la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova, în cadrul proiectului History, care cu acest episod se încheie și el, urmând a reveni pe ecranele voastre în toamnă.
Până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria este conducătoarea vieții, iar toate informațiile care au fost baza seriei Războiul din Afganistan au fost luate din cartea Războiul din Afganistan în mărturiile combatanților din RSS moldovenească, scrisă de domnul profesor Ion Valer Xenofontov.